Situația epidemiologică este dezastruoasă în România, iar spitalele sunt pline de pacienți infectați cu COVID-19. Nu mai există paturi libere la ATI, iar medicamentele sunt limitate. Au stat toată vara în concediu și s-au certat pe ciolan când știau că ne vom confrunta cu un nou val al pandemiei, spun oamenii care sunt nervoși și supărați pe situația din țara noastră. Situația spitalelor din țara noastră este critică, iar românii îi învinovățesc pe politicienii din fruntea țării pentru acest dezastru. Deși au anunțat valul 4 al pandemiei cu surle și trâmbițe, guvernul Câțu nu s-a deranjat să ia măsuri preventive pentru ca pacienții infectați cu COVID-19 să poată fi tratați la ei în țară. Trebuia medicamente suplimentare să le ia de mult, nu de acum. Se știa din februarie că va veni. Am văzut aseară la televizor, știa, va veni valul 4. Credeți că e vina autorităților? Nu e a mea și a dumneata. În primul rând a Ministerului Sănătății și a primului ministru. Pentru că banii erau la ei, nu la mine sau la dumneata. Știau din februarie că va veni valul 4. Și a anunțat și în mai, și în iunie, și n-a făcut nimic. Ei s-au bătut PNL-ul pentru ciolan. Ungaria va ajuta România să trateze 50 de pacienți infectați cu COVID-19 care au nevoie de terapie intensivă. De asemenea, Italia oferă sprijin în tratamentul anticovid. Păi să ne ajute în această criză, chiar avem nevoie. Au stat toată vara și îți spune domnul Iohannis că a fost în concediu COVID-ul. Toată vara au stat, n-au avut treabă și acum se omoară la putere care să ia puterea. De noi n-au treabă. Credeți că e și vina autorităților guvernamentale că nu avem paturi, nu avem medicamente? Păi sigur că da, sigur. Ei trebuia să aprovizioneze. Știa că vine valul 4, ce așteptau? Păi dacă noi nu suntem în stare, măcar să ne ajute alții. Guvernul nostru a dormit toată vara, virusul era în concediu, nu? Ei s-au plimbat, congrese, plimbări, să ne ajute măcar străinii, ca să nu murim. Oamenii mor pe capete din cauza crizei de paturi la terapie intensivă. La nivel național, la acest moment nu sunt locuri libere la ATI, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale, care sunt și confirmate cu SARS-CoV-2. Românii consideră că această situație putea fi prevenită dacă exista interes din partea autorităților guvernamentale.